Bună ziua și mulțumesc că ați rămas și la discuția despre corp urban cu compania Giuvlipen. O avem aici pe Mihaela Drăgan și pe Zita Moldovan și o să le rog să se introducă. Zita? Bună ziua, sunt Zita Moldovan, sunt actriță și sunt cofondatoarea teatrului Giuvlipen împreună cu Mihaela Drăgan. Bună ziua, bună seara, mulțumim de invitație. Sunt Mihaela Drăgan, sunt artistă disciplinară și lucrez în Giuvlipen cu Zita și cu multe alte actrițe rome. Super! Vreau să vă întreb, pentru cei care nu știu, ce înseamnă Giuvlipen și cum a început compania? Giuvlipen înseamnă feminism în limba romaniei. Noi am încercat să inventăm acest cuvânt, pentru că noi credem mult în puterea cuvintelor și în energia lor. Și da, am încercat să inventăm cuvântul feminism în limba romaniei, ca n-am vrut, ca un fel de womanism, așa cum au făcut femeile de culoare sau black feminism, și am vrut să ne distingem prin Giuvlipen Roma feminism. Da, asta înseamnă Giuvlipen în limba romanii, sau cel puțin e o variantă. Scuze. Și ce înseamnă exact, care sunt, ce înseamnă Giuvli și ce înseamnă Pen, dacă astea sunt cele două elemente? Giuvli înseamnă femeie în limba romanii, iar ipen este un sufix care se pune la sfârșitul substantivelor colective mai abstracte în limba romanii. Am înțeles. Și voi ați inventat acest cuvânt în limba romanii? Da, noi ne-am tot gândit cum să, la început, când am înființat grupul, cum să ne numim, ce nume să-i dăm, și am știut sigur că vrem să avem un nume în limba romanie și nu în română, nici în engleză, să fie un statement. Și atunci, pentru că principiile feministe stau la baza oricărui spectacol sau munci sau proces creativ pe care noi îl facem în companie, atunci, da, am vrut să fie pe față. Foarte tare. Și cum a început compania? Cum v-a venit ideea să faceți această companie? Eu am sunat-o pe Zita într-o zi. Eu am sunat-o pe Zita într-o zi, după ce în 2013 Zita m-a invitat cu One Woman Show-ul meu la o conferință a femeilor pe care i-au organizat. Și atunci ne-am cunoscut și... Mă rog, eu o cunoșteam pe Zita de dinainte, pentru că ea este moderatoare la TV și am crescut așa cu imaginea ei și mi-am imaginat tot timpul că e super arogantă și o divă și că nu pot aspira la ea, dar după ce am cunoscut-o la conferința asta, mi-am dat seama cât de kind și generous și drăguță și este ea, și de fapt, și ea a fost foarte entuziasmată la ideea mea, adică nu m-am gândit niciodată că Zita va vrea să înceapă cu mine un proiect total informal, fără niciun buget, fără nicio resursă. O idee, era o idee nebunească pe vremea aia, da. Dar a vrut și mă bucur mult, îi mulțumesc. Și de atunci suntem împreună, din, da, 2014. Și Zita, tu ai fost moderatoare TV. Cum ai intrat în lumea teatrului? Eu sunt actriță la bază. Am făcut o mare pauză de când am început să lucrez în televiziune din 2005. Vreo 3 ani, după care am reluat să joc în teatru, am fost colaboratoarea unui teatru, după care iar am făcut o pauză de vreo 4 ani, pentru că nu puteam să le combin cumva și apoi a fost întâlnirea magică, care eu mereu spun că a fost o întâlnire magică între mine și Mihaela, pentru că eu nu mă regăseam în ceea ce făceam în teatru, pentru că nu găseam nicio bucurie, adică mergeam, făceam spectacolele, dar nu găseam nimic care să mă atragă în așa fel încât să zic, da, o să încep din nou. Și atunci, în 2014, când m-am întâlnit cu Mihaela
și ei a venit ideea de a face această companie de teatru, am zis, wow, de când aștept o idee de genul acesta? Și da, și Mihail are dreptate, a fost o idee un pic ieșită din comun și nebunească, pentru că noi am pornit la drum fără să știm cum va fi, fără să avem nicio resursă financiară. Am avut foarte mult entuziasm și optimism, cu asta am pornit la drum. Și când Mihaela mi-a spus că vrea să facem această companie de teatru, am zis da, pentru că eu de mult aștept, vreau să vorbesc despre identitatea mea, vreau să vorbesc despre mine, vreau să vorbesc în spectacolele pe care le fac și le joc despre ceea ce îmi place, ceea ce sunt, ceea ce vreau să spun spectatorilor, adică toate lucrurile astea cumva s-au concretizat. Și da, în 2015 am fondat împreună cu ea această companie de teatru, care s-a dovedit a fi, iată, spun eu, un succes, pentru că noi încă de la primele spectacole am fost foarte bine primite de public, atât în București cât și în țară și în străinătate. Nu ne-am așteptat, sincer, la reacții de genul, dar, pe de altă parte, am avut și reacții care n-au fost tocmai atât de bune, dar una peste alta, eu sunt foarte mulțumită de ceea ce am reușit cumva să facem. Voiam să vă întreb pe amândouă, ca femei rome, cum a fost să lucrați în lumea teatrului românesc la început, înainte să vă faceți voi calea voastră, această companie extraordinară? Cum a fost pentru voi? Eu nu am foarte multă experiență asta, pentru că imediat după ce am absolvit facultatea de teatru, am făcut un one woman show care vorbea despre identitatea mea și apoi am făcut Giuvlipen, deci nu pot să zic că mi-am dorit vreodată să aduc vreo contribuție la reîntărirea eurocentrismului, știi, în teatre. Zita are mai multă experiență în sensul ăsta. Eu am avut o colaborare de aproape 5 ani la teatru de operetă, la Ion Dacian. Nu pot să spun că a fost o experiență ieșită din comun, pentru că dacă era, rămâneam acolo. Vreau să-mi fac meseria pe de o parte și să joc, pentru că na, orice actor asta vrea, și nu aveam altă posibilitate, pentru că na, astea erau vremurile atunci, dar era așa, făceam un spectacol, mergeam, jucam, dar nu era ceva care să mă atragă în mod deosebit. Și ce mă deranja foarte mult pe vremea aia era că toate spectacolele în care jucam erau, da, despre cum să ieșim în evidență noi femeile, pentru că era un spectacol numai despre femei, Broadway București se numea, era un musical, iar toate femeile erau alese pe sprânceană, ca să zic așa, doar în funcție de cum arată, cât de fizic, cât de bine arată și cât de, mă rog, așa. Bine, mai erau și alte criterii, dar ăsta era primordial și era cumva deranjant. Atunci mi se părea deranjant toată faza asta. Drept dovadă, am încetat colaborarea cu ei, plus că erau tot felul de discuții și de întâmplări în interiorul teatrului cu, mă rog, cu multe lucruri între femei și bărbați. Directorul era un bărbat care nu era el tocmai ok din toate punctele de vedere. Sexismul nostru cel de toate zilele. Atunci nu știam că e sexism pe vremea aia, dar mi se părea ceva ne la locul lui și mi se părea așa, nu știu, dezgustător. Pentru că el avea impresia că dacă e director, poate să facă ce vrea și poate să dea directive femeilor exact cum vrea el. Dar, mă rog, bine că am scăpat de acolo și am plecat. Și bine că am avut această întâlnire cu Mihaela și am putut să vorbim altfel despre ce înseamnă femeia în teatru și cum putem să aducem în fața publicului și alte povești, nu doar cele clasice și cele care, mă rog, erau până atunci în mediul teatral.
Mersi. Acum să vreau să vă întreb un pic și despre Corp Urban, despre spectacolul pe care tocmai l-am urmărit. Este descris pe site-ul vostru ca fiind poveștile ficționalizate a patru femei rome și spectacolul este scris și regizat de Catinca Drăgănescu. Voiam să vă întreb, ați fost și voi prezente în procesul de intervievare a femeilor sau cum știți, puteți să-mi spuneți puțin despre cum a fost făcut textul sau cum a fost gândit spectacolul de la început? Da, practic, noi am contribuit la exact la documentarea unor situații, i-am și pus la dispoziție Catincăi niște materiale, cumva noi temele despre care ea a scris au fost alese de noi, eu am făcut și un proces de editing atunci la textul Catincăi pentru că mi se părea normal Catinca venind dintr-un... din afara comunității, ca noi să facem lucrurile ăsta, ca ea să se consulte în tot ceea ce scrie și face cu noi și atunci când nu poate să acopere, pentru că asta este, nu face parte din comunitate, să acopăr eu. Și ați fost și voi la interviuri, de exemplu? De unde vine materialul? Sau mă interesează un pic relația cu aceste femei ale căror povești? Am făcut tot felul de ateliere. De exemplu, am făcut un atelier cu femeile din Ferentar cu care noi lucram la un moment dat într-un grup de teatru forum, în care am vorbit despre cum sunt ele tratate de sistemul medical, despre segregarea din saloanele din spital, despre naștere, despre multe, multe subiecte, avort și așa mai departe. Am făcut un alt atelier cu niște sex workerițe din București pe care la fel noi le cunoșteam și cu care suntem prietene, pentru că în bula noastră feministă din București suntem în contact cu multe dintre sexorcărițele de aici. Eu am și scris despre cele mai vechi sexorcărițe din București. Cu una dintre ele am păstrat și o legătură foarte puternică, profesoara. M-am și întâlnit cu ea ieri, după mult timp, care este o doamnă de peste 45 de ani și la care eu țin mult și o văd ca pe o mamă. Și Zita la fel, Zita și jucat într-un spectacol care se focusează numai pe sex work. Da, deci practic am făcut un atelier și cu ele, cu experiențele lor abuzive în legătură cu poliția, cu felul în care sunt privite de către societate, cum biserica are un discurs împotriva lor și așa mai departe. Am făcut un atelier și cu bărbați, cu diferiți bărbați, să amintesc Zita, în care i-am lăsat să spună toate prostiile din lume. Le-am pus tot felul de întrebări, i-am intervievat și i-au început să debiteze, știi, pur și simplu despre drepturile femeilor, despre autonomia corpului femeilor, despre avort și așa mai departe. Cam astea cred că au fost atelierele, Zita, tu îți mai amintești ceva? Tot procesul nu a fost ușor, pentru că noi voiam să avem mai multe povești și atunci a trebuit să facem mai multe întâlniri cu diversi bărbați, dar nu numai bărbați, am avut și femei. Nu e ușor procesul ăsta de scriere și de documentare. Recunosc că Mihaela aici are mai mult flair, ea și scrie piese și a scris piese pentru Giuvlipen, dar nu spune ea toate cele. N-am scris-o pe asta, deci n-am ce să zic. Da, n-am scris-o pe asta, dar ai contribuit foarte mult la scrierea piesei, la tot ce a însemnat acest proces. Ea deja avea, cred că, sunt sigură că avea deja în cap un fir al poveștii, pentru că a lucrat foarte mult cu Catinca pe text. Și până să ajungem la textul final au tot fost, unele îmbunătățiri și din partea Mihaelei și a Catincăi și așa s-a ajuns la textul pe care îl jucăm în Corp Urban.
Da, bine. Eu nu pot să spun că e textul, adică e textul scris de Catinca, e foarte frumos, adică a reușit să facă o treabă foarte bună, ești foarte poetic și foarte politic în același timp. Ce trebuie să mai spunem este că cam toate poveștile din Corp Urban și nu numai, sunt ficționalizate, adică noi am avut mare grijă ca poveștile să se modifice puțin, da, să fie ficționalizate pentru a cum să zic, pentru a proteja persoanele. Pentru a proteja persoanele cu care ne-am întâlnit, a căror poveste am spus-o, asta o știau și ei. Și toate poveștile noastre din mai toate spectacolele noastre sunt ficționalizate. Ceea ce mi se pare foarte ok, ca să nu expui persoana a cărei poveste o spui. Azi chiar voiam să vă întreb despre proces, pentru că urmărind spectacolul, este pare foarte închegat, foarte unitar, se vede, simt că și voi ca performer ați avut autonomie în ceea ce se face, adică se vede cumva că a fost un proces non-hierarhic. Și se pare din ce mi-ați spus că așa a fost. Și ați folosit și mult devising, adică sau a fost o relație mai strictă de regizor și performer? Nu, noi în companie nu există rolurile astea fixe. Eu sunt regizorul, voi sunteți performerii, voi faceți ce vă zic eu, pentru că eu sunt coordonatorul, regizorul, regizoarea acestui spectacol. Nu, și de altfel Catinca are și acest proces prin care ea lucrează foarte strâns cu performerii, în sensul în care le dă teme, le dă multe improvizații și apoi ea mai vine peste o săptămână și spune, ia să văd ce ați mai făcut. Și noi am lucrat foarte mult singure sau în colaborare cu Paul Duncă, care a semnat mișcarea scenică a spectacolului, pentru că Catinca a venit cu acest concept de text pe fizicație, pe fizicație non-realistă. Ai văzut că noi, felul în care ne mișcăm noi este nerealist, felul în care folosim gesturi, mișcări și așa mai departe. Și atunci ea ne-a dat această temă, ne-a propus ca pe fiecare moment să găsim o anumită corporalitate, un anumit limbaj corporal, gestual și așa mai departe. Și atunci tot ce a reieșit cumva a fost au fost propunerile noastre în colaborare cu Paul și când Catinca venea, mai venea cu ceva peste și tot așa. Da, deci așa se întâmplă de obicei în compania noastră de teatru și mi-a plăcut mult și modalitatea Catincăi de a lucra cu actorii, în sensul în care e foarte deschisă la propunerile lor, pentru că e foarte frustrant să lucrez cu regizori care spun mișcă-te la dreapta, la stânga, ia cana, dă-o la gură și așa mai departe. Exact, exact. Uite că ai menționat gestul și mă bucur că ai menționat. Chiar vreau să întreb dacă de ce ați ales să lucrați pe fizicație în sensul ăsta și să folosiți gesturile cumva așa alienant oarecum pentru cei care sunt obișnuiți cu un teatru naturalist. Asta a fost propunerea Catinca, ți-am spus, și ea cred că a fost inspirată foarte mult și de practica artistică a regizoarei poloneze Marta, am un lapsus acum. Pentru că ea are această practică de a acorda un rol foarte important cuvintelor, textelor într-un spectacol de teatru și cuvintele pe mișcare sunt foarte importante. Deci, practic, cred că Catinca s-a dus mai departe inspirată de practica acestei regizoare poloneze. Și pentru că, da, așa cum ai spus și tu, vorbea despre niște realități alienante, cumva, știi, pe care noi nu le-am, adică nu le-am fi putut reda într-un mod realist, pentru că, așa cum a spus și Zita, noi nu avem aceleași experiențe, știi, adică noi dacă suntem femei rome, nu putem spune că suntem în pielea oricărei femei rome, adică sunt niște privilegii de care noi suntem conștiente și atunci, cumva, forma asta de teatru, modalitatea asta, ni s-a părut cea mai bună pentru
a întruchipa, a intra niște pielea, niște pielea unor personaje cu o convenție foarte fățișă pe față, adică nepretizând că toate și noi am trecut prin asta sau toate femeile, dar că sunt niște situații comune prin care femeile rome trec în relație cu sistemul. În spectacolul unește patru povești, patru povești ale unei femei rome și se pare că toate obstacolele pe care le întâlnesc aceste patru femei sunt undeva la intersecția între rasism și misoginie. Asta a fost, așa v-ați propus de la început, să construiți spectacolul ăsta? Da, noi de obicei când construim un spectacol ne gândim să fie cât mai poveștile să fie cât mai variate, să aibă o dinamică, să aducă publicului, adică să reiasă din ele ceea ce în realitate o femeie romă întâlnește. Și atunci ne-am gândit ca fiecare poveste în parte să spună o altă poveste. Deși la un moment dat, într-adevăr, cele patru povești se intersectează și au intersecții comune, ceea ce și în realitate se întâmplă. Așa cum a zis și Mihaela, noi, deși avem experiențe diferite, unele cu privilegii, altele nu, la un moment dat tot ne intersectăm de rasism, misoginie, sexism și așa mai departe. Poate că unele într-o altă formă, altele într-o formă mai gravă, dacă pot să zic așa, sau mai ușoară. Și atunci este foarte important ca dinamica spectacolului să cuprindă toate cele, adică să cuprindă cât mai multe astfel de povești. Și atunci de asta ne-am gândit ca poveștile să aibă fiecare povestea sa, după care fiecare să se intersecteze cu ceea ce ne confruntăm noi, de fapt, da? Cu rasismul, cu sexismul, cu misoginia și așa mai departe. E destul de dificil să cuprinzi mai multe povești în care, până la urmă, publicul să înțeleagă de unde vine chestia asta, pentru că după cum ai văzut și în spectacol, nu avem cap-coadă povestea, adică o poveste nu e spusă cap-coadă, e spusă în text, este cumva, reiese din text ceea ce vrea să spună personajul. Dar Catinca a reușit cumva să le îmbine în așa fel încât spectacolul să aibă să fie foarte dinamic. Și asta odată prin textul pe care îl spunem și a doua oară prin mișcarea pe care o facem, pentru că sunt corelate cumva cele două. Sunt puternice și cuvintele, sunt puternice și mișcările și atunci cumva e un impact destul de mare și noi ca actrițe când jucăm, de exemplu eu în prima poveste și Mihaela cred că la fel, când e povestea femeii care naște cu maternitatea, este foarte de impact pentru mine ca actriță să joc acea scenă și să redau cumva, pentru că eu nu am trecut prin experiența asta a maternității și nu știu cum e, dar am încercat cumva să înțeleg ce se întâmplă acolo și a avut are un mare impact asupra mea și având în vedere că este prima scenă, aș fi avut nevoie de puțin răgaz ca să mă repliez, dar nu, ceea ce e foarte mișto în piesă e că nu ai răgaz să-ți revii și să treci la următorul personaj, ceea ce pentru un actor este mai... este mai mișto într-un fel, dar de cealaltă parte e și foarte greu. Da, și te consumă. Și Mihaela, cred că la fel, da, să spună ea, mie mi se pare foarte, foarte grea scena în care ea este în ipostaza tipei care face box. Mm-hmm. Este, din punct de vedere fizic, este foarte
Solicitant, da, pentru că eu la ultima, la ultima scenă, când, îi, când ea cade pe jos, eu o văd că este epuizată, este epuizată pe bune fizic, adică și formă trebuie să reluăm o altă scenă, o altă poveste. E o fluctuație acolo care, dacă nu ești foarte antrenat, e cam greu de dus la, la bun final. Da. Da, se, se vede că este un spectacol solicitant și se vede că deși, deși este jucat în stilul ăsta alienat și brechtian, în care nu, nu, nu e trăirist, dar totuși se vede că vă consumă și sunteți acolo 100% și e, sunteți foarte autentice amândouă, sunt și chiar vreau să vă felicit pentru spectacol. Am văzut de două ori înainte de evenimentul ăsta și de fiecare dată am văzut lucruri noi și m-a surprins și chiar felicitări, e extraordinar. Chiar că ai menționat acea primă scenă cu maternitatea și pe mine m-a, m-a marcat foarte, foarte tare. Nici eu n-am avut această experiență și după spectacolul vostru nici nu cred că vreau să am această experiență. Și știu că la, după, după aceea spuneți, a, am, am început prea tare, v-am luat prea tare și chiar am simțit, adică a fost, da, da, a fost destul de intens și a, a fost foarte bine gândită acea intervenție, a destins așa un pic și ne-a, ne-a pregătit pentru o, încă, încă o călătorie prin infern. Și vreau să vă întreb despre, despre umorul din, din spectacol, pentru că e... e un spectacol foarte serios și foarte asumat, dar totuși este piperat așa cu, cu doze de umor care ajută spectatorul să, să fie cu voi acolo mai departe. Cum ați gândit partea asta de umor în spectacol? A fost o chestie voită? A ieșit așa din repetiții? Toate spectacolele noastre se folosesc de mecanisme comice, pentru că atunci când ai mesaje serioase de transmis, atunci e bine să, să le împachetezi cu ironie, autoironie și momente umoristice care nu scad din greutatea, din importanța mesajului, dar care cred că este nevoie, de asta folosim și foarte multă muzică, de asta și modul ăsta naturalist de a reda niște evenimente care se întâmplă reale, tocmai pentru a crea un fel de, de relaxare în public și pentru noi, știi? Și pentru că da, e solicitat, sunt niște povești grele, sunt niște povești dureroase și atunci ai nevoie de un pauză cumva între momente ca să poți digera. Iar cumva, da, în momente comice, mecanisme comice, noi folosim în toate spectacolele noastre de teatru, e ceva ce ne definește și e ceva ce a reușit și Catinca foarte bine în text. Asta a fost de la început tema. Noi când am vorbit cu Catinca, i-am și spus, vrem să facem un spectacol de, de teatru despre felul în care femeile rome sunt tratate de către sistemul de sănătate și despre, da, problemele de sănătate ale femeilor de care se vorbește foarte, rome, de care se vorbește foarte puțin, adică chiar rata mortalității, sau nu știu cum se numește, este mai jos în ceea ce privește femeile rome, adică sunt mult mai predispuse să, din cauza tratamentelor nasoale pe care le primesc în spitale, să li se întâmple, să aibă tot felul de probleme de sănătate, să piardă copii, să nu fie ajutate la naștere, să moară mai devreme, adică se ieși un studiu, poate ți-amintești tu, Zita, că apărea în albastru, portocaliu, în care se spune că femeile rome trăiesc cu cel puțin 10 mai puțin decât femeile da. Rome. Nu mai știu exact care, da, cât era diferența. Deci, da, asta a fost tema, tema principală de la care am pornit și a fost atunci când am solicitat cumva colaborarea cu, cu Catinca, i-am spus că asta vrem să facem. Am înțeles. Acum este tragem, totul clar. Da, tragem atenția asupra, da, asupra acestei probleme și asupra, asupra lipsei de responsabilitate a acestui sistem. În, în lume, România este bine cunoscută pentru sistemul de sănătate absolut atroce, dar cred că pentru persoanele rome și pentru femeile rome
situația este mult, mult mai gravă. Asta ce ați descoperit care ar arăta că este o chestie sistemică, instituționalizată? Păi ar trebui să vorbim atunci despre sterilizările femeilor rome, despre sterilizările în masă din Cehia, din Suedia, despre sterilizările, cazurile de sterilizare pe care le știm aici din perioada regimului comunist. Adică oricine poate cerceta că este o chestie sistemică și nu individuală, aici colo mai întâlnești niște doctori rasiști. Adică avem în spate o întreagă istorie abominabilă în ceea ce privește felul în care rasismul, știi? Și toate aceste teorii eugeniste care au contribuit la aceste politici în ceea ce privește corpul femeilor și sănătatea acestora, știi? Deci, na. Iar ceea ce este surprinzător este că da, și acum încă se mai întâmplă și există tot felul de cercetări. De exemplu, în ultima poveste pe care o spunem cu femeia însărcinată care pierde și copilul și apoi ea moare, este bazată pe un caz real, un caz pe care noi l-am citit într-o cercetare făcută de Romani Chris, cred. Puteți citi pe internet despre acest caz. Și practic noi am ficționalizat, Catinca atunci când a scris textul, a ficționalizat povestea acestei femei pe patul de moarte, cumva, cu doctorii care au lăsat-o, știind cazul și citind despre caz, despre faptul că nimeni nu s-a uitat la această femeie și pur și simplu au lăsat-o să moară și să-i moară și copilul în burtă. Absolut îngrozitor. Da, sunt, adică sunt și studii, da, într-adevăr, dar și realitatea este groaznică. Eu, prin intermediul emisiunii pe care o prezint, am avut și am posibilitatea să mă duc în foarte multe comunități de rom și lucrurile sunt fix așa în realitate. Adică sunt comunități unde, de exemplu, un exemplu banal pot să-ți dau, dar este foarte tragic. Adică comunitățile toate sunt la marginea orașelor și, de exemplu, iarna, dacă o femeie este însărcinată și trebuie să nască sau ceva, ambulanța nu poate să ajungă până acolo. De foarte multe ori mi se povestea că femeia este dusă pe brațe până la intrarea în oraș sau cu căruța sau mai știu eu cu ce, până să ajungă salvarea acolo, pentru că drumurile sunt impracticabile, adică chiar nu poți să intri. Noi și noi cu mașinile intrăm foarte greu. Sau dacă ajunge la spital și, de exemplu, știe că vine dintr-o comunitate de rom sau așa, este întotdeauna întrebată, adică nu este întrebată care este problema ei din punct de vedere medical, este întrebată cu totul și cu totul altceva, adică care nu țin de lucrul ăsta. Tot felul de situații de-astea care ți se par ireale și zici, băi, nu se poate să fie o chestie sistemică, este un caz izolat și hai că nu mai găsim. Am găsit cazul ăsta, dar nu mai găsim alte cazuri. Dar, din păcate, ele sunt foarte multe și se mulțesc odată ce te duci în comunități și stai de vorbă cu oamenii și îți dai seama că ele nu sunt răzlețe aici colo, știi? Sunt foarte multe și așa se întâmplă, din păcate. Da, și în intersecția și cu poliția. Și acolo vedem un rasism instituționalizat și nu rasismul unui individ. Și cred că și asta este un aspect pe care mulți români, neromi, nu vor să-l vadă sau nu vor să-l recunoască. Da, este exact la fel, doar că vorbim de poliție, adică este cam același mecanism. De foarte multe ori se zice că romilor le e frică de poliție. Păi, pe bună dreptate le e frică de poliție și au tot felul de reacții când văd poliția, pentru că de-a lungul timpului și de-a lungul istoriei, atunci când poliția intra într-o comunitate de rom
pentru a lua, vezi, Doamne, un infractor, avea de suferit toată comunitatea. Adică nu lua doar omul care a încălcat legea, să zicem, da? Era de vină toată comunitatea, toată comunitatea trebuia să sufere. Și și astăzi, în 2021, dacă luăm chiar anul acesta sau anul trecut cu pandemia, atunci când rasismul a fost la cote alarmante și mai este încă un singur caz sau două cazuri, mă rog, ce s-a întâmplat în pandemie, era băgată toată comunitatea, era de vină toată comunitatea, era infractorul rău, era toată comunitatea romă. Romii vin, domnule, cu virusul și ne aduc virusul de peste hotare, aveți grijă, închideți granițele. Adică să zici chestia asta în prime time într-o emisiune de maximă audiență este strigător la cer. Adică nu ți se pare că este ireal, că trăiești o comedie, dar de fapt e râsul plânsul, știi? Și atunci, și atunci mi se pare așa, știi, că când se vorbește, se vorbește de, de rom și de poliție, cumva nu este, adică nu vorbim și de inegalitățile care sunt, știi? Vorbim strict de fapta respectivă, știi? O punem în balanță și punem după aia și toată comunitatea, știi? Nu se vorbește individual de chestia asta, ci se vorbește în, în masă, ceea ce este foarte periculos și ceea ce ne arată că rasismul, da, există și că, că toată, tot rasismul ăsta este instituționalizat și că nu e vorba doar de un singur caz particular sau mai știu. Știi ce voiam să te întreb? Pentru că, de fapt, nu doar pe tine, dar pot, fie că oricine poate răspunde. Ziceai că se spun, se spun lucrurile astea în prime time și nu, e, nu există niciun backlash. Nimeni, nu știu, am citit la un moment dat o, niște critică și, și nu mai țin exact autorul, dar a spus că rasismul împotriva persoanelor rome este ultimul rasism permis în, în, în ziua de astăzi. De ce? De ce? De ce avem situația asta, mai ales în România? Cred că nu e numai în România, cred că e în toată Europa. Da, așa e. Romii au rămas așa în urmă, pentru că dacă vorbim despre rasism împotriva persoanelor de culoare sau împotriva persoanelor, nu știu, femeilor musulmane sau tot felul de, de categorii, vorbim foarte puțin despre rasism împotriva romilor și, așa cum ai spus, este ultima formă de rasism acceptabilă din Europa. Păi, pentru că avem o istorie foarte opresivă aici în Europa, care încă nu este recunoscută, care nu este cunoscută și pentru că toate politicile vis-a-vis de situația romilor au fost de integrare cumva așa foarte superficiale, dintr-o poziție de superioritate, patronizing, ca și cum noi fiind aici în Europa de sute de ani nu ne-am adaptat deja, ca și cum problema rasismului ar fi a noastră și nu a neromilor, nu a sistemului care ne-a ținut în sclavie timp de 5 secole în România, de exemplu, și după abolirea sclaviei s-a tot, rasismul împotriva noastră s-a tot perpetuat până când am ajuns la un genocid, la Holocaust și așa mai departe. Deci cred că niciodată Europa nu s-a, nu s-a uitat la noi așa cum trebuie, nu și-a asumat crimele, nu și-a asumat opresiunile pe care le-a făcut împotriva noastră și cred că de asta nici noi, romii, poate nu am fost, nu am fost în stare să, să creăm o mișcare destul de puternică, care să opună rezistență, care să fie vizibilă, pentru că e, e greu să faci asta de unul singur atunci când neromii nu denunță complicitatea la, la acest sistem opresiv sau performează alianța de multe ori, că se întâmplă și asta, cu, mai ales acum în... Am observat în ultimele luni, odată cu creșterea
mișcării Black Lives Matter și cum aceasta a devenit o mișcare globală și din ce în ce mai populară. A fost foarte interesant să observăm tot felul de figuri europene care își performau alianța la această mișcare asta, în timp ce nu recunosc rasismul local, știi, împotriva romilor. Da, cred că e destul de complicat. E foarte greu să facem rezistență atunci când atâtea comunități sunt lăsate în precaritate, nu au acces la un discurs critic. De multe ori și noi internalizăm rasismul sau ajungem să credem că suntem rom de excepție pentru că atât de internalizat este rasismul și atât de mult neromii au produs această spălare pe creier ca și cum noi am fi țapi spășitori pentru tot ce se întâmplă. Da, încercăm să facem o mișcare de rezistență. Este greu și atât timp cât Europa manifestă politici din ce în ce mai nou fasciste, dar vezi Brexit, de exemplu, cu atât mai greu face posibilă o mișcare de rezistență din partea noastră și rămâne rasismul împotriva romilor, rămâne ultimul acceptabil, știi, în România, tocmai din cauza acestor politici neofasciste din Europa, da, ne uităm numai la Anglia, dar și Franța, dar și Italia, adică sunt mișcările de dreapta în ultimii ani, da, au luat amploare și asta este îngrijorător. Este într-adevăr o mișcare foarte galopantă către dreapta, alunecăm așa în fascism, în toate țările europene. Și vorbeai de rezistență. Cum poate sectorul nostru al artei și activismului să construiască la această mișcare de solidaritate? Și ce importanță are și limbajul pe care îl folosim? Sau cum comunitățile oprimate se autoreprezintă sau sunt reprezentate? Mm-hmm. Nu cred că există decât autoreprezentare dacă vorbim despre o alianță adevărată, da? Uh-huh. Da, cred că e pentru mine asta este un subiect foarte delicat pentru că sunt în contact, poate mai mult decât Zita, cu feminism local, în sensul în care încerc să, știi, să mă implic în niște discuții sau să fiu activă sau să urmăresc, de exemplu, acum am o mică arhivă cu tot felul de poziții problematice ale figurilor culturale din România vis-a-vis de rasism, sexism și așa mai departe. Și, wow, figurii care sunt văzute ca progresiste sau care performează când au nevoie un fel de alianță antirasistă, de fiecare dată când nu le convine ceva, nu au nicio reținere să-și exprime fățiș rasismul sau convingerile împotriva acestui dușman invizibil cu o rectitudine politică. Și am și observat cum acest termen este din ce în ce mai folosit de fix de dreapta decât de stânga. Noi dacă îl folosim ironic, da, într-un mod în care ne diferențiem de pozițiile dreptei. Și am observat, de exemplu, dacă pot să am și vorbit cu Zita zilele trecute despre un incident care i s-a întâmplat doamnei Maie Morgenstern, da, o actriță destul de cunoscută, nu numai în România. Cineva în prezența dânsei a făcut o afirmație jignitoare antisemită și dânsa a scris despre asta și a fost foarte bine că a scris și o apreciez mereu pe doamna Maia că e foarte curajoasă și își ține coloana tot timpul dreaptă, dar am văzut în același timp multe persoane care în timpul Black Lives Matter, când era din ce în ce mai popular, când statuile cădeau și toate semnele colonialismului cumva, știi, erau combătute și în momentul ăla cu toată ardoarea aia se opuneau și exprimau instinctul ăsta de white fragility foarte puternic, că ni se distruge cultura europeană, că ce, acum suntem toți niște
porci albi, chiar așa a spus cineva cu ironie, un regizor de teatru foarte important de aici, din România. Știi, erau vehemenți împotriva Black Lives Matter, vehemenți împotriva corectitudinii politice, antirasismului și așa mai departe. Știi, și acum mă amuza foarte mult performativitatea alianței lor, cum își exprimau pe peretele lor frumos solidaritatea, știi, cu această faptă, cu persoana care a trecut prin această experiență antisemită. Cred că este nevoie de spațiu, știi, să ni se dea foarte mult spațiu ca să putem să facem rezistență. De multe ori nu suntem ascultate pentru că suntem văzute așa ca niște încă ori tokenizate, ori ca niște persoane care nu știu să se reprezinte și atunci trebuie să vorbim noi pentru ele, sau ceea ce nu este deloc adevărat. Mi se pare că dacă e să vorbim despre un discurs intersecțional, noi femeile rome suntem cele mai în măsură și cele mai potrivite să vorbim despre asta. Cred că da, sunt multe atitudini patronizing, inclusiv în, așa cum spuneam, mă mișc foarte, foarte des prin feminismul local și observ, știi, cum bunele intenții devin de fapt niște atitudini ignorante. Tocmai pentru că da, cred că ne luptăm cu un instinct de defensivitate foarte puternic, adică oamenii nu știu să-și recunoască greșelile, oamenii pur și simplu nu vor să dea din spațiul lor, ori asta este un exercițiu pe care noi toți trebuie să-l facem dacă ne considerăm feministe, dacă ne considerăm antirasiste, știi? O pază în spate și ascultă pe cel care știe mai bine decât tine. Nu vrem mai mult decât atât. Exact. Să se facă spațiu. Da, asta înseamnă foarte frumos. Asta înseamnă solidaritate concretă pentru noi. Și până la urmă, nu, adică da, dacă ești feminist și antirasist, cum zice Mihaela Fons, un pas în spate, dar până la urmă, dacă ești om, indiferent că ești feminist sau antirasist, dacă ești un om care înțelege despre ce e vorba, fă un pas în spate și dă-le posibilitatea și celorlalți să se reprezinte și să vorbească despre ei. Adică știi că și aici e o întreagă discuție, știi? Eu cred că cu toți ar trebui să fim antirasiști, știi? Să avem chestia asta. Adică, de fapt, ce înseamnă antirasist? Să fii cu grijă, să fii puțin empatic față de celălalt, știi? De fapt, aici nu e nicio filozofie la mijloc. Toată lumea are impresia că feminismul și antirasismul e cu o mare filozofie în spate și nu știu, nu, e vorba de omenie până la urmă, știi? Fii om și dă-i și celălalt posibilitatea să se reprezinte. Nu mai vorbi. Și la noi, de exemplu, în cazul nostru, da? Că vorbeam de rezistență și cum opunem rezistență, cum încercăm să opunem rezistență. Dacă stăm să ne gândim puțin în trecut și în istoria noastră a romilor, romii au opus, deși au trecut prin multe nenorociri, au reușit să opună această rezistență, pentru că, drept dovadă, după atâtea sute de ani, noi încă existăm, încă vorbim despre noi, despre identitatea noastră, despre tradiția noastră. Și cred că asta este foarte important. Noi cu Giuvlipenul, da, încercăm să facem să opunem această rezistență, nu? Pentru că venim cu povești despre noi, despre istoria noastră. Nu știu dacă reușim 100%, dar e important să se audă vocea noastră, e important să vorbim despre noi. Și ceea ce mi se pare foarte important este că am reușit prin crearea acestei companii să oferim această platformă și altor actori romi care până atunci poate nu aveau această posibilitate de a vorbi despre ei, de a avea un discurs, pentru că, uite, eu recunosc, înainte să intru în Giuvlipen, nu am avut această educație cumva, că până la urmă te educi, nu? Să deprinzi unele lucruri. Eu m-am educat și am crescut foarte mult în Giuvlipen, în domeniul ăsta și mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea asta. De foarte multe ori avem discuții cu Mihaela și vorbim despre chestiile astea, pentru că doar așa putem înțelege mai bine unele chestii. Și cred că fiecare dintre noi, indiferent că e rom sau nu e rom, ar trebui să aibă
deschiderea asta și curiozitatea de a învăța mai multe și a ști mai multe despre celălalt. Pentru că toate lucrurile vin din necunoaștere, din neștiință. Dacă eu nu cunosc un om, e normal să am tot felul de nu știu, de povești în capul meu, da? Îi pun o etichetă, îi pun ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa, dar eu nu-l cunosc pe cel despre care vorbesc. Atunci e foarte important să ne cunoaștem. Iar Giuvlipen dă posibilitatea acestor oameni, prin spectacolele noastre, de a cunoaște mai bine comunitatea romă, care este atât de diversă, care are atât de mult de oferit. Da? Dă posibilitatea oamenilor să vină să ne cunoască. Și atunci noi, când am creat Giuvlipen și am cerut și cerem, pentru că scopul nostru este înființarea teatrului rom în România, care este extrem de important să existe. Noi asta vrem, da? Deci nu este doar un beneficiu adus normal și pentru comunitatea romă care își cere drepturile, un drept pe care trebuie să-l aibă, să aibă instituții de cultură în România, da? Dar este și un beneficiu adus neromilor, da? Noi venim și le spunem, uite, vă dăm asta ca să ne cunoașteți, să mai diminuați rasismul vostru, stereotipurile, discriminarea, da? Deci așa trebuie privite lucrurile, pentru că dacă le privești doar dintr-o direcție, niciodată ele nu vor avea rezultatul pe care ar trebui să-l aibă. Știi, întotdeauna rezultatul va fi distorsionat și lucrurile nu vor fi reale dacă tu nu privești fapta aia și ceea ce vrei să faci din ambele sensuri. Pentru că asta, până la urmă, asta e realitatea, știi? Exact. Și să înțeleagă că rasismul este problema rasistului, nu este, e o problemă pe care românii ne-romi trebuie să o rezolve și nu românii romi. Da, dar asta cu trebuie să o rezolve, da, clar ei trebuie să o rezolve, dar trebuie găsite și mecanisme prin care rezolvăm, da, lucrurile astea, că astea nu se rezolvă așa. Astăzi sunt rasist și mâine brusc, gata, devin antirasist. Niciodată în viața asta. Nu, tu trebuie să te educi. Trebuie să te duci la spectacolele de teatru, trebuie să înveți, trebuie să te documentezi, la 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 și la la la. Și uite că tu o să spui ca rasist, că păi da, n-am unde, că mulți spun. Păi și unde găsesc, nu știu ce, că nu, domnule, nu găsesc. Deci eu nu am găsit chestia asta. Păi uite că dacă noi am avea această instituție de cultură și nu numai teatru, dacă am avea muzee, centre culturale și așa mai departe, unde lucrurile astea ar fi așa la îndemâna publicului, uite că n-ai mai avea posibilitatea tu X, nu știu care, să spui că, păi da, dar nu am unde să mă informez. Uite că ai avea posibilitatea să te duci la un spectacol de teatru, da, într-o instituție de teatru, să te duci la un muzeu, să te duci, nu știu, la un centru de cultură, unde să adun informații. Și uite, de exemplu, și asta cu cărțile, da? Avem scriitori rom care scriu cărți despre rom pe diverse teme, da? Ele au un circuit închis. Și asta pentru că nu există o piață de desfacere sau nu știu cum se zice, unde cărțile astea să circule. Uite, cartea, de exemplu, Rasismul, problema românească, este o carte extrem de interesantă pe care o recomand tuturor. A fost deja publicată și dată publicului, dar oamenii zic nu o găsim, vrem, o vrem, dar nu mai sunt. S-au terminat foarte repede, iar nicio altă, nu știu că nu mă pricep, librărie sau magazin de ăsta care vinde cărți nu are deschiderea de a mai reproduce odată cartea dacă este cerută de public, da? Au fost câteva exemplare, s-au vândut imediat și eu cred că este foarte necesar să avem acces, da, să avem acces așa cum trebuie la chestiile astea care sunt atât de importante. Din păcate trebuie să încheiem ușor, așa că aș vrea să vă întreb ce așteptați de la aliații adevărați din artă și din media. Ce așteptări aveți de la oamenii care vor să fie aliați? Cei care au spații, să ne dea spațiile lor și nu, adică mai ales instituțiile de stat care își permit
cele independente, să nu ne mai ceară o căruță de bani dacă le cerem să dăm și noi un spectacol la ei, pentru că de multe ori nu ne permitem nici măcar în spațiile independente să ne jucăm spectacolele, pentru că ne cer foarte, foarte mulți bani. Și îmi pare rău că acest sectorul independent să se folosească, știi, de principiile capitalismului, știi? Adică trebuie să mențină cumva un preț corect și să ia în considerare privilegiile pe care le au, într-adevăr mai puține decât instituțiile de stat, dar mai multe decât cele pe care le avem noi ca și companie de teatru rom. Deci mă aștept să ni se facă mai mult spațiu concret, să primim spațiu în teatre, de altfel ultimile noastre trei spectacole au fost în repertoriile unor teatre de stat sau instituții de cultură de stat. Iar noi nu am mai acceptat, nu am mai vrut să mai jucăm în spații alternative pe sistemul hai că merge și așa. Da, ne-am săturat, cred că am ajuns la un anumit moment în compania noastră de teatru în care am produs foarte mult, am muncit extrem de mult. Avem 8 producții în această companie de teatru și nu se mai spune că nu există un teatru rom contemporan, ba chiar futuristic, dacă luăm în calcul ultimul spectacol romacen, Vremea Vrăjitoarei. Avem nevoie de un spațiu, deci da, asta înseamnă pentru noi solidaritate concretă, instituțiile de teatru să ne facă spațiu și să ne dea din resursele lor. În presă, la fel, să se vorbească corect despre noi, să nu se mai promoveze tot felul de excepții rome, să cut off acest discurs senzaționalist, în felul în care portretizează artiștii romi, da, nu știu, din șatră pe marile scene. Noi chiar și avem într-un spectacol angajat dildo tot felul de explicăm cum se manifestă rasismul în presă și de multe ori cum întăresc stereotipul excepției rome toți acești ziariști atunci când aleg să vorbească despre artiștii romi, știi, fetișizind sărăcia. Da, acest tragedy porn de toate zilele din presa românească. Și da, spunem mereu că noi vrem mai ales să vorbim despre puterea colectivului și nu despre individualități în compania noastră de teatru, deci cerem să fim reprezentate corect, într-un mod corect. În mass media avem, criticăm și cinematografia și multe alte spectacole de teatru din România care folosesc figurii rome la fel într-un mod foarte stereotipic și nu își asumă responsabilitatea că de fapt toate aceste reprezentări produc în mentalul colectiv niște stereotipuri și prejudecăți pe termen lung față de întreaga comunitate și, în general, cred că artiștii ar trebui să fie mai responsabili atunci când creează, când fac produse culturale artistice, cumva separând, spunând că esteticul este autonom și că nu există de fapt niciun aspect politic. Nu, toată arta este politică, fie că vor ei să creadă sau nu. Și atunci cel mai bine este să nu faci artă despre romi dacă nu ai niciun rom în echipă, dacă nu te consulți cu noi. S-au întâmplat lucrurile astea, le știm, le știm chiar și în sectorul independent și e foarte ușor ca noi să aducem, e foarte greu să aducem această critică pentru că, ți-am spus, instinctul de defensivitate este atât de mare, știi, încât tot timpul ni se reproșează, ok, dar voi sunteți foarte radicale, acum nu mai am voie să mai vorbesc despre romi. Nu, e foarte periculos să vorbești într-un spectacol de teatru, chiar și cu intenții bune despre romi, fără romi. Absolut. De noastre. Absolut. Adică ceea ce celor li se pare radical, pentru noi e doar o chestiune de bun simț. Și atât. Da. Așa este. Mulțumesc pentru asta. Acum aș vrea să vorbim și despre ce faceți acum, la ce lucrați și cum vă pot sprijini cei care ne urmăresc acum. Și Zita, dacă vrei să menționezi și despre Loli, ar fi super. Despre Loli și Cali? Da.
Miha, zi tu de proiectele noastre și zic eu de ăsta cu fashion-ul. Fashion, să terminăm. Fashion. Exact. Pe stilul Loli, uite că le reprezentăm. Da, odată cu pandemia, noi ne-am adaptat la alte forme de artă mai digitale sau nu, pentru că în definitiv asta e ceva ce ne-a caracterizat pe noi romi întotdeauna, puterea noastră de a supraviețui, așa că și noi ca artiste rome ne-am adaptat repede la noua situație și la noua realitate produsă de pandemie. Și am făcut tot felul de proiecte. Un proiect foarte important pentru noi și în desfășurare acum este o serie de monologuri video care se numește Rezistența este o fată care schimbă lumea, care spune poveștile unor fete activiste luptătoare din Asia Centrală și Europa de Est, incluzând România, și poveștile a trei fete rome pe care ele înțeleg și le spun. Am lucrat foarte din greu pentru acest proiect. Eu am scris și coordonat artistic videourile. Zita s-a ocupat de partea de design, de costume, ca toate fetele să arate bine și ele să se simtă bine în pielea personajelor prin costumele pe care ele le poartă. Luni lansăm al doilea episod și din două în două săptămâni pe pagina noastră de Facebook de Giuvlipen o să regăsiți câte un episod din această nouă serie, care cred eu că sunt foarte frumoase și pe mine m-a impresionat foarte mult aceste povești. Am încercat să le redau într-un mod vizual cât mai frumos, apropo de felul în care există și estetică în teatru, într-o piesă, într-o orice produs artistic care își asumă valoarea politică. Da, eu am mai făcut și alte, o instalație de artă video, am și avut o expoziție, m-am redefinit și m-am regăsit foarte bine ca video artist în toată această perioadă. Acum încep un album rap cu colega noastră Nicoleta Ghiță, care este muziciană și rapăriță pe lângă munca ei în compania noastră de teatru. Iar Zita, da, ne-a încântat cu aceste frumuseți, ca să ne simțim și noi bine măcar în casă. Dacă nu ieșim, să știm că suntem îmbrăcate bine la Zoom-uri. Da, o perioadă destul de dificilă pentru noi, pentru că n-am mai putut să jucăm nici un spectacol. Mai râdeam cu Mihaela că noi tot am vorbit în perioada asta și ziceam că hai mă că o pauză a fost binevenită, pentru că noi 6 ani la rând nu am luat nicio pauză, adică făceam două producții pe an, ceea ce ne eram pe drumuri non-stop. Dar nu am crezut că această pauză este atât de lungă. Am zis că facem o pauză de câteva luni, dar pauza s-a cam prelungit. Și atunci, da, am avut și o emisiune, mai avem încă două. Mai avem două episoade, se numește Eu sunt actrița principală, și ne-a venit ideea tocmai pentru că anul trecut în pandemie am văzut în toate emisiunile cum sunt reprezentați romii și cum se vorbește despre romi, că am avut mai mult timp să ne uităm la televizor și am zis că e necesar să vorbim în spațiu public despre romi așa cum o facem noi la emisiune, pentru că sunt foarte puține emisiuni care vorbesc despre romi. Sunt două, una la o televiziune publică care nu e luată în considerare pentru că e făcută, ceea ce zicea Mihaela, de neromi, adică iară se vorbește în numele nostru la o televiziune publică, ceea ce este foarte grav. Și mai există emisiunea pe care o prezint eu la un post privat de televiziune, așa că sunt foarte puține și atunci am simțit nevoia să mai facem această emisiune, care sperăm să mai aibă viață, să nu se termine și să putem găsi sprijin financiar să putem să o continuăm. Și acum despre Loli, este
Loli este o inițiativă mai veche a mea, ca să zic așa. Am mai avut o colecție Romani Dreams pe care am lansat-o în 2016, iar acum în 2020, având timp mai mult și așa, am zis hai să mai fac o colecție. Într-adevăr se numește Loli. Loli în limba română înseamnă roșie. Culoarea roșie la noi, la romi, eu o definesc ca însemnând viață, rezistență și putere, pentru că, într-adevăr, culoarea roșie este predominantă la noi, la romi, și asta ne-a dat forța să mergem mai departe. În toate costumele noastre tradiționale se găsește culoarea roșie. Am creat câteva hăinuțe care îmi plac foarte mult și cred că e nevoie de reprezentare și în domeniul acesta al fashion-ului, pentru că foarte multe case mari de modă, și nu vreau să dau nume, au lansat în ultimul timp și nu numai, foarte multe linii vestimentare care au la bază costumele tradiționale rome. Ceea ce fac eu este o reinterpretare a costumelor tradiționale, o actualizare a lor în anul 2020-2021 și vine cu tot felul de elemente noi. De exemplu, salba romanii este adusă în actualitate și reprezentată într-un mod diferit. Iar acum ne pregătim să lansăm o nouă colecție împreună cu Giuvlipen și împreună cu Mihaela. Se numește Cali, ceea ce înseamnă neagră în limba romanii, și este o linie vestimentară care are în prim plan tricoul. De la tricou am pornit și de aici l-am reinterpretat în diferite moduri. Ideea mi-a venit de la Mihaela, pentru că Cali este cumva, cum să zic, iconul care stă la baza acestei colecții, și Mihaela e Cali, de fapt, în toate, dacă te uiți și pe Instagram și pe toate, ea se definește cu numele de Cali și mi se pare un nume cu rezonanță și un nume care ne reprezintă pe noi, pe romi. Și Mihaela, până la urmă, da, este o persoană, deși pare așa că vorbesc eu despre ea, că suntem colege, dar nu este doar chestia asta, chiar este o figură foarte reprezentativă pentru etnia romilor și care a făcut foarte multe chestii în domeniul artistic. Și atunci cred că cumva este justificată alegerea numelui. O să avem 6 modele de tricouri. Un model, o să vezi, o să fie foarte, foarte, unul dintre ele o să fie foarte mișto, pentru că va fi chiar o poză de a Mihaelei. Asta o spun în premieră aici la tine, că n-am mai spus-o. Oh, wow! Da, da, da. Și este o poză care mie îmi place foarte mult. Eu am venit cu ideea și am zis Mihaelei că mi-ar place foarte tare să avem un tricou cu poza respectivă și bineînțeles, ea a fost de acord și sper să avem succes și cu această nouă colecție Cali și cât mai mulți oameni să cumpere produsele noastre, nu? Cu siguranță va fi un mare succes. Dacă judec după ultima colecție, care e absolut superbă, cred că va fi incredibil. Și o să punem un link pentru cei care ne privesc ca să poată accesa colecțiile și o să punem un link și cu site-ul vostru ca să urmărească emisiunile și tot ce faceți acum și ce veți face în viitor. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru că ați împărtășit și spectacolul Corp Urban cu noi. A fost o discuție incredibilă și vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru munca voastră artistică și pentru activismul pe care îl faceți. Mulțumim. Pentru cei care ne... Scuze. Mulțumim mult și noi pentru invitație. A fost o mare plăcere. Mulțumim foarte tare că ne-ai... ai vrut să vorbești cu noi, cred că este foarte important să vorbim despre lucrurile astea și îți mulțumim încă o dată. Pentru cei care ne urmăresc acasă, în 2 săptămâni avem ultimul eveniment Glod din această sesiune. Este spectacolul Crime, un spectacol al nostru, al Best Material, pe care l-am făcut în Anglia și l-am adus în România, așa că vă așteptăm pe 5 aprilie. Mulțumesc, la revedere!